Când Laurențiu Nistor declara anul trecut că la alegerile locale cel puțin 10 primari PNL vor candida din partea PSD, politicienii au crezut că șeful socialdemocraților hunedoreni doar se laudă în fața liderilor de la București. Intențiile declarate oficial de primarii liberali ai comunelor Pui, Crișcior și Ilia de a candida din partea PSD confirmă de fapt că declarațiile lui Laurențiu Nistor nu au fost doar vorbe goale. Surse din mediul politic spun că peste câteva zile și primarul comunei Cerbăl, Mircea Claudiu Costa, va anunța oficial motivul pentru care abandonează PNL pentru a candida din partea PSD. Liderul liberalilor hunedoreni, Vetuța Stănescu, a reușit performanța de a îndepărta din partid membrii cu experiență, dar și cu capital electoral, contributori și strategi importanți care au făcut din PNL o forță. Printre aceștia, fosta senatoare de Hunedoara, Carmen Hărău, senatorul Vasili Căpotecă, fostul primar din Hațeg, Marcel Goia, Tiberiu Balind, Marius Surgent, primarii din Pui, Crișcior și Ilia și, de curând, spun surse din mediul politic, lista va fi completată cu primarul PNL al comunei Cerbăl, Mircea Claudiu Costa. Aceleași surse mai spun că peste câteva zile primarul Costa, numit și apoi demis de Vetuța Stănescu din postura de președinte interimar al organizației municipale PNL Hunedoara, va face cunoscut motivul oficial pentru care va candida pe listele PSD.